În clipul de astăzi o să vă spun de ce am ales să-mi cumpăr motocicleta Harley dintr-o țară membra Uniunii Europene și nu din România, deși există și dealer Harley Davidson în București. Așa cum v-am spus în videoclipurile anterioare, eu îmi doresc de foarte mult timp un Harley și am considerat că în acest an, în primăvara acestui an, să fac și pasul să-mi cumpăr unul. M-a apucat să caut Harley-uri rulate, am văzut că nu există niciunul care să-mi satisfacă cerințele și atunci m-am gândit să-mi iau o motocicletă nouă. După ce am văzut că nu există niciun Harley care să-mi placă, am zis hai să mă duc la Harley București. Eu când m-am gândit hai să mă duc la Harley București, am zis mamă, păi dacă la un Harley rulat prețul este de, nu știu, 10-14 mii de euro, un Harley nou-nouț e, nu știu, 30 de mii de euro și nu pot să mă apropii de unul sub această sumă. Era pur și simplu o prejudecată a mea din necunoștință, din faptul că nu am studiat niciodată și un bun prieten de-al meu mi-a zis, cu care am fost să văd motocicletele rulate, hai domne, pun la Harley că nu ne costă nimic, mergem până acolo, vedem exact cât e un Harley nou, poate cine știe găsești vreo ofertă, să faci un leasing, ceva, știi cum e, nu ne costă nimic decât timpul vreo două ore. Cred că dacă nu era el, nu făceam alegerea asta. Nu m-ar fi dus capul, n-aveam timp, n-aveam chef, în fine, el fiind un motociclist mai cu experiență, a avut gândirea asta logică. Zis și făcut, am fost la Harley, am văzut un Harley Sportster S, care cumva era sub pragul de 20.000 de euro pe care vroiam eu să îl achit pe motocicletă printr-un sistem de leasing sau nu. Am văzut un Sportster S, era 19.400 de euro, era un vânzător acolo, am înțeles că este directorul de vânzări și am început să-i pun întrebări. Bună ziua, știți, nu prea mă pricep la Harley-uri, mi-aș dori și eu unul, ce informații puteți să-mi spuneți despre acest Sportster? A, păi, opțiunile le găsești pe internet. Cum adică? Adică vreau să cumpăr o motocicletă de 19.400 de euro și tu îmi spui caută pe net informațiile despre ea? După aia îl întreb, bună ziua, știți, motocicleta este nouă, 0 km, este rulată, este anul 2023, prețul are un discount, aveți vreo promoție, se întâmplă ceva, îmi puteți spune alte detalii despre oferta la motocicleta asta? A, păi motocicleta e 2022, e 90 km, ăsta e prețul care se vede. Oricum, la noi motocicletele se vând pentru că nu există stoc, asta e singura și o avem din noiembrie și oricum o să se dea și la noi nu există, între ghilimele, discounturi. Ăsta e prețul, gen vrei, nu vrei, pe mine nu mă interesează de tine, știi, de parcă ar veni zeci de clienți pe lună să cumpere motociclete Harley de 20.000 de euro. Și nu numai asta, dar am vorbea și pe un ton așa, gen, lasă-mă să te las, din capătul celălalt al camerei, stătea pe un birou și îmi vorbea efectiv în sictir, adică nu-l interesa dacă cumpăr, dacă nu cumpăr, pur și simplu să treacă timpul că-l plictisesc, cam așa mi s-a părut mie. Așa mi s-a părut și mie, dar așa i s-a părut și prietenului meu cu care am fost să ne uităm la motociclete. El mi-a spus, și vezi că ăsta are abordarea asta, deși lucrează aici de, nu știu, 10 ani de zile, îl știu eu, da? Poate cine știe, am părut că nu aveam bani să cumpărăm o motocicletă atât de scumpă, poate a avut omul o zi proastă, poate n-avea chef, poate, eu știu, problemele lui personale, dar din punctul meu de vedere, ca vânzător în domeniul automoto, nu ai cum să te comporți așa. Adică eu am ieșit de acolo, nu știu, super sictirit, cred că și dacă îmi dădea reducere 2-3.000 de euro, nu știu dacă mai cumpăram de la el motocicleta. Cam așa a fost abordarea, adică băi, vin să cumpăr o motocicletă, nu vii cu cheia, nu-i dai o cheie, nu-mi oferi nicio informație, îmi spui în sictir că ăsta e prețul, gen vrei bine, nu vrei iarăși bine, oricum se vând motocicletele. Mă, nimic, mă, nimic, nimic. M-am suit eu pe motocicletă, ca să zic așa, cu japca, că nici măcar nu m-a invitat, nu mi-a spus, suie-te pe ea, vezi dacă îți place, etc. Adică nimic, zero barat, trăgeam cuvintele din gura lui cu cleștele, cum s-ar zice. N-avea chef, pur și simplu. Nu vrea să ne ofere nicio informație, nu vrea să ne ajute cu nimic, nu vrea să își vândă marfa, cum s-ar zice. Adică dacă cumva se vindea singură motocicleta aia fără suportul lui, cred că el era extraordinar de mulțumit. Am plecat de acolo, m-am gândit, să zic eu, toată seara și m-am hotărât să merg a doua zi, da, deși a avut abordarea asta, am zis hai să mă duc să cer o proformă ca să solicit și eu oferte la firmele de leasing, să văd cât aș avea rată pe lună la o astfel de motocicletă de 19.400. Ajung acolo a doua zi, sâmbătă, pe la ora 12, să zic, la 1 se închidea showroom-ul, domnul nu mai era acolo, eu nu știam ce funcție are, cu ce se ocupă, etc. Și doamna de la parter
ofer de la echipamente moto și de la magazinul de vânzări haine. Mi-a spus, domnule, ați vorbit cu cum îl cheamă? Și zic, n-am vorbit, că nu-l cunosc, nu știu cine e. Păi e plecat, stați că îl sun acum. Îl sun acum și îi spune, uitați, e cineva aici interesat să cumpere motocicleta, ar avea o factură pro formă, la 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 la. Eu m-am dus acolo crezând că îmi dă factura pro formă pe loc, adică ți-a fix, nu știu, 2, 3, 5 minute să-ți fac o proformă pentru o motocicletă care o au deja în stoc. Eu așa m-am gândit, că mă dă pe loc, nu mai stau să pierd vremea. Ca luni dimineața la prima oră să fac solicitare la firmele de leasing. Mi-l dă pe domnul la telefon, ulterior am aflat că era același domn ca cel cu o seară înainte. Pentru că astăzi, când mi l-a dat la telefon, când a auzit că vreau să cumpăr, era total altă persoană. Bună ziua, da, cum să nu, vă ajutăm și noi cu o ofertă de leasing, avem o firmă de leasing parteneră și știți, cu asigurările. Costă atâta, că nu știu ce, că uitați că din 19.400 de euro pot să vă dau culoarea gratis, adică 400 de euro reducere, că culoarea Sand White costa 400 de euro față de varianta în culoare neagră. Și mi-a zis, pot să vă dau 400 de euro reducere dacă o cumpărați, la la la, adică era total altă persoană, adică era pur și simplu, părea destul de interesat. Și a rămas, asta se întâmpla sâmbătă, a rămas că luni la prima oră îmi dă proforma. Bineînțeles, se face luni, ora 2-3, nu mai mi-aduc aminte, mă sună și îmi spune, bună ziua, nu mai pot să vă dau proforma, că eu nu sunt la birou, că nu mai ajung azi și că e o problemă, îmi zice el. Frate, dacă nu vrei să vinzi motocicleta, nu e nicio problemă în gândul meu, nu mă, dacă nu o cumpăr, știi, dacă nu vrei să mi-o dai. Da, da, dacă vă trimit mâine, la prima oră, proforma, nu știu ce, nu știu cum. Eu când am văzut asta o să trag de el, am stat, m-am învârtit, m-am gândit vreo două ore, am zis, băi, cum să fac? Mă gândesc luni și zic, ia, hai mă să mai caut și pe la un dealer din Uniunea Europeană, de la un dealer Harley. Nu iau un leasing, o iau pe firmă, o iau cu achiziție intracomunitară, adică la valoarea neto, fără TVA, o să-mi dea o mică reducere și cred eu că tot fac o afacere. Și m-am apucat să caut și ce credeți? Am dat peste un dealer Harley din Polonia, undeva în nord-vestul Poloniei, într-un oraș Sezecin, ceva de genul, se numește, foarte aproape de Berlin. Am intrat la ei pe site, pe mobile i-am găsit, am căutat acolo Harley Your Sports Terrace, modelul ăsta nou, 0 km, am găsit că ar fi avut cel mai bun preț cu TVA, era 16.600 cu TVA inclus, aceeași motocicletă care e la Harley București se vindea cu 19.400, deci din start aproape 3.000 de euro reducere și scria frumos acolo pe mobile.de, domne, scrieți-ne la orice oră că vă răspundem în maxim 15 minute. Zis și făcut, i-am scris pe WhatsApp, nici măcar n-am sunat, m-am uitat să văd dacă numărul ăla de pe mobile este de la un dealer Harley autorizat. Le-am găsit site-ul, am văzut că e același număr și le-am scris pe WhatsApp. Bună ziua, mă interesează o motocicletă Harley Sports Terrace. N-au trecut, cred că 3-4-5 minute și mi-a scris omul. Da, 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 avem două pe stoc, una albă și una verde. Avea una albă pe stoc, fix la fel cum era și cea din București, anul 2022, dar 0 km. Pentru că polonezul mi-a explicat că motocicletele 2023 încep să se livreze din iunie, iulie și că nu există în toată Europa Sports Terrace 2022. Dar are 2022, două bucăți să-mi aleg eu care îmi place. Și pe lângă asta, mi-a răspuns foarte frumos și foarte politicos și mi-a zis, este 16.600 de euro, ți-o pot livra la 3-400 de kilometri gratuit, adică eu susțin costurile, dar în cazul tău trebuie să-ți asiguri transportul până în România, nu poți să te ajut. Era o facilitate dacă cumva erai din zonă de aici, astfel încât eu ți-o livram la o distanță de 3-400 de kilometri. Pe lângă ăștia 16.600 de euro, da, care este prețul cu TVA inclus, poți să-ți o vând pe firma ta la prețul neto fără TVA, adică 14.000 de euro, 14.000. Asta m-am gândit, l-am mai întrebat eu diverse chestii, dacă mai are accesorii, cât ar fi, l-am întrebat dacă are protecția de motor, gentuța aceea de piele, mi-a zis că dau comandă și ajung în 2 săptămâni și ar însemna să îți mai țin motocicleta, să ți le montez eu, așa dacă le vrei, mi le plătești, ți le pun pe factură și ți le livrez eu ulterior peste 2-3 săptămâni când ajung și ți le montez în România. Asta m-am gândit, am zis, băi, 14.000 de euro, super ofertă, motocicleta cu accesorii 14.514 euro, mai exact. M-am gândit eu, bă, 14.000 de euro, frate, având în vedere că motocicletele rulate care le-am văzut erau între, nu știu, 8.000, 10.000 și 14-15.000 de euro.
Păi asta e 90 km, de că dacă aș vinde motocicleta asta a doua zi, aș face profit, dar aminte să o vând peste niște ani. Așa m-am gândit, asta vreo o zi, două, l-am mai întrebat pe polonez să văd eu dacă e totul în regulă, l-am pus să-mi dea un mail cu o proformă de pe adresa oficială a firmei, a dealerului Harley Davidson, că na, nu poți să ai încredere. L-am mai întrebat eu una alta de motocicletă, cum trage, cum merge, mi-a trimis el un filmuleț, adică efectiv orice îl întrebam era acolo, da? Gândiți-vă că nu găsise pe stoc gentuța și protecția de motor și mi-a scris la 10 seara că a vorbit la cu nu știu cine, mă rog, la ora 9, ora Poloniei, că a vorbit cu nu știu cine și le-a găsit și le pune deoparte și mi le trimite, adică nu știu cum să zic, dar altă abordare. Eu obișnuit cu abordarea din România, lasă-mă să te las. Când am văzut aici că mi se răspunde așa la secundă, am zis, bă, da, de ce nu se poate și la noi așa ceva? Ulterior, polonezul spunându-mi, dar de ce românii sunt așa de interesați de Harley? Pentru că eu numai anul ăsta am vândut o grămadă de accesorii și 4, 5, 6 motociclete deja mă întreabă pe mine. Și zic, eu știu, nu știu, voi avea o ofertă bună, habar n-am, n-au găsit pe stoc în România. Nu mi-a venit să-i zic că în România ești trata cu spatele când vrei să te duci să-ți cumperi o motocicletă. În fine, deci ca să vedeți că multă lume cumpără motociclete din străinătate, mai ales Harley-uri, da? Pentru că polonezul era dealer Harley și dealer Ducati. Avea două branduri pe care le vindea. Și atunci, na, în România sunt și mulți ducatiști, dacă pot să le spun așa. Și probabil când s-a referit la motociclete, nu cred că s-a referit doar la Harley-uri, ci și la Harley-uri și la motociclete Ducati. M-am gândit două zile, am zis, băi frate, la prețul ăsta și să merg 1000 de kilometri pe an cu ea, e o motocicletă mișto, e o motocicletă care zic eu că o să țină la preț. Mi-a plăcut de mult Harley-ul, nu o să mai găsesc o ofertă ca asta. Am zis gata, îl sun pe polonez, l-am sunat, dăm factura, mi-a dat factura, i-am plătit motocicleta, am avut o problemă cu banca, nu știu, în fine, a durat vreo două zile, banca din România n-a dat drumul la plată, polonezul mă întreba, știi că aș mai avea doi potențial cumpărători pentru motocicleta asta, nu știu cât de adevărat e ce mi-a zis, dar știți cum e, nu merita să risc. Am sunat la bancă, în fine, am plătit, cred că marți seară sau miercuri și vineri la ora 18, polonezul mi-a zis că a văzut banii în cont. După încă două zile, după ce plătisem eu sau o zi, nu mai știu, după ce plătisem motocicleta în Polonia, îmi scrie domnul de la Harley București. Ba nu, i-am scris eu după ce am plătit, că așa mi se pare politicos, datorită faptului că am găsit o ofertă de nerefuzat de la un alt dealer Harley din Europa sau din Polonia, nu mai știu ce i-am scris, am ales să achiziționez de acolo motocicleta. Mulțumesc frumos pentru proformă sau pentru timpul acordat. Îmi scrie și el din nou peste o zi și îmi zice, bună ziua, spuneți-mi, vă rog, ce ofertă ați găsit ca să vă facem și să încercăm să vă facem și noi aceeași ofertă sau să vă facem aceeași ofertă, nu mai știu exact cum mi-a scris, gen să încerce să egaleze oferta pe care am, vă dați și voi seama că era imposibil, n-aveam ce să-i mai scriu, trebuia să dea oferta din prima, din punctul meu de vedere, am considerat că ăla a fost finalul când i-am mulțumit frumos și nu mai avea rost să-i dau detalii, cel puțin asta a fost părerea mea, ce să-i spun, că mi-a vândut motocicleta cu 3000 de euro mai ieftin și că mi-a vândut-o și la valoarea neto, el n-avea cum să-mi facă vânzare la valoarea neto și cum l-am văzut eu așa, imposibil să-mi fi dat reducere 3000 de euro, adică mi-a dat doar culoarea 400 de euro, deci mai rămâneau 2500 de euro, da? Și pur și simplu, nu știu, nu mi-a plăcut abordarea, adică nu înțeleg de ce la alții se poate și la noi nu se poate în domeniul ăsta. Plus că e, gândiți-vă, dacă el în România avea abordarea pe care o avea polonezul, ajungea să vândă el din România motociclete în Polonia, în Germania, cum face polonezul probabil. La noi în showroom erau 5-7 motociclete, 10. În Polonia mi-a arătat la el în curte și în showroom erau motociclete una lângă alta, adică avea minim 50-100 de motociclete, da, erau bară la bară puse. Deci e clar că el vinde de rupe acolo. Cum face asta? Prin preț și prin servicii, că nu întotdeauna prețul contează, da? Dacă ești tratat frumos, dacă ești tratat cu respect, dacă ești tratat cu politețe, dacă ți se explică una alta când soliciți. Eu am lucrat în vânzări. Am vândut mașini Opel și Chevrolet în anii 2007
de 2008. Păi nu te supăra, trebuia să te duci tu după client, să stai lângă el, lugu-lugu, bună ziua, cu ce vă ajut, haide să vă explic, suiți-vă mașină, urcă-te pe motocicletă, hai să-ți aduc cheia, uite astea sunt opțiunile, uite avem oferta asta, îți dau vopseaua, îți dau culoarea, îți dau 400 de euro. Nu știu, mă înțelegeți? Așa se fac vânzările, nu... Uite și tu pe acolo și dacă e mă suni. Pe ce opțiune are? Uite pe net. Mie mi-a picat fața că mi-ai suit pe net. În fine, fiecare își face business-ul cum consideră. Acum nu stau eu să fac business-ul nimănui. Eu sunt client, din punctul meu de vedere, eu caut cea mai mișto experiență și oferta cea mai bună pe care eu am găsit-o. Este atât de ușor acum să cumperi o motocicletă din altă țară, din Uniunea Europeană sau o mașină, încât nici n-are rost să-ți bați capul pe aici prin România dacă nu găsești modelul, marca, prețul sau serviciile pe care ți le dorești. Da, într-adevăr, în România ridici mașina, motocicleta în 2-3 zile, dacă există pe stoc. Așa, dintr-o țară din Uniunea Europeană, poți să aștepți și 2 săptămâni, cum am așteptat eu, cum, mă rog, aștept eu cu motocicleta. Adică durează cam tot procesul ăsta cu achiziția și cu transportul undeva la 2 săptămâni. Dar pentru oferta care am primit-o și pentru serviciile care le-am primit, zic eu că merită așteptarea. Garanția este la fel, reviziile sunt la fel, mă rog, costul reviziei, nu știu dacă aici în România diferă față de costul reviziei în Polonia la Harley, dar mă refer ca și intervale. Garanția e valabilă și la noi în România, chiar dacă e achiziționată din Polonia și viceversa, adică nu te încurcă cu absolut nimic. Te mai încurcă un pic să stai să găsești transportul și cam atât. Că eu sunt deja la a doua achiziție din Uniunea Europeană, că și Tesla mi-am cumpărat-o din Austria, după cum bine știți, și mie mi se pare destul de facil. Dacă îți place să vorbești cu străini, să stai de vorbă cu ei, eu zic că e la fel de ușor sau de multe ori mai ușor, pentru că sunt mult mai receptivi unii dintre ei, că și în străinătate găsești tot felul de tâmpiți, tot felul de ciudați și în România găsești oameni pregătiți. Deci e vorba și de noroc. De noroc și de produsul, serviciul pe care îl achiziționezi. Mulțumesc și la revedere!